primul film după facultate, am fost repartizat, cum se făcea atunci, la studiourile Buftea. Și am fost repartizat la filmul Pruncul, Petrolul și Ardelenii. Era Dan Pița regizor. Și m-am prezentat și m-am întrebat, tu ce studiai? Tocmai am terminat Institutul de Arte Plastice, cum era Rigorescu. Și Pița zicea, am nevoie de arhitect, domnule, cu teu și cu echierul, nu de artiști. După câțiva ani, doi ani, am lucrat tot ca asistent la filmul lui Pintilie, de ce ați plăcut. În același moment am fost prezentat și Pintilie ce tu ce ai, arte plastice. În sfârșit am și eu puțin să vorbesc. Decor înseamnă tot ceea ce se vede pe ecran până la urmă. Și câmpul gol e un decor. Și o mână dacă desenezi. E un cadru din film. Eu nu mi-am pus niciodată problemă atunci să am o idee și să zic că ăsta e un pic, o fi bine, să nu cumva, să nu. Stere Gulea a avut de câteva ori obiecții la ceea ce făceam. Cred că erau doar detalii. Spunându-mi, asta mai bine să nu o faci pentru că vom avea probleme cu cenzura. Nu credeam și nu cred nici azi că ar fi fost vorba despre asta. După 90 încoace, au apărut cineaști tineri, au avut succes, dar la un moment dat mi se pare că se exagerează și încă văd că se poartă subiecte legate de ce a fost înainte de Revoluție. Nu spun, înainte era mai bine. Bun. Acum s-au reluat, adică nu s-au reluat, se continuă Moromeții, partea a doua. Și mă gândeam așa, eu am stat acolo în loc unde am amenajat o gradă a casa lui Moromeții și a lui Bolosu și toată zona din prejur, fierăria. Cam 2 luni jumate înainte de a începe filmarea. Deci am avut timp să lucrez și să vorbesc cu oamenii din sat care m-au ajutat. Situația era groaznică, mai ales în satul ăla Talpa, deci o sărăcia, mama sărăciei. Și faptul că oamenii erau triști, supărați, fiind noi acolo, aproape de ei, noi din altă lume. Știind că noi facem un film, se vor vedea și ei, povestea lor, poveștile lor. Asta cred că mie cel puțin mi-a dat, să zic, putere să fiu mai legat de ceea ce aveam de făcut. Eu nu lucrez acum la continuarea Moromeților. Dar am avut o decepție. Au spus că au refăcut totul așa cum a fost în film, după schițele și fotografiile de atunci. Noi am găsit acolo o pârloagă, o pădure. Ce vezi? Cineva de curând mi-a spus, am văzut filmul, mi-a plăcut foarte mult, nici n-ai avut ce să faci acum. Totul e... Zic, păi nu, tocmai aia am făcut. De la zero a fost făcut. Mulțumesc. L-am sunat pe regizor întrebându-l atât. De ce nu m-a sunat și pe mine? Poate vă ajutam cu ceva. Mai am și eu desenele de atunci. Nu contează. Mi-a venit o idee. De-aia m-am apucat să desenez. Bineînțeles, alb-negru. Lucrez la partea a doua, Moromeții mei. Multă lume nu știe. Noi am fost în prospecție atunci în satul Siliștea. Și am aflat că Salcămola n-a existat. A fost ideea lui Freda, pentru că e un simbol acum. Și asta vreau să povestesc eu acum despre... Cum pot să spun scurt, nu e niciun secret. Moromeții taie Salcămul, normal din nevoi, din sărăcie, din Nu? Și după un timp salcâmul crește la loc. Povestea salcâmului, că atât mă interesează, că despre asta e vorba. Văd acum că sunt foarte mulți tineri care fac filmul independent. Cu bani de acasă, de la prieteni, mă rog. Nu e rău, oricum e un exercițiu. Dar mie să nu devină o obișnuință. A, lasă-i că se descurcă, de ce să le mai dăm noi? Sunt speranțe, adică oricum se face ceva, dar nu întotdeauna... Mi se pare că se face, în general, prea lejer. Bine, sunt și tineri. Deși acum, în momentul ăsta, nu sunt actori foarte tineri și actori bătrâni. E undeva o... Da. Dar adevărul e că, uitându-te în urmă la ce mari actori am avut, îți pui o problemă. Din vară încoace am întâlnit pe Cătălin Mitulescu de câteva ori, scrie la un scenariu. Și i-am zis într-o zi, mi-ar face plăcere să facem și noi un film frumos.